Capitolul acesta continuă să mă tulbure până la lacrimi de nenumărate ori și mire îmi reîmprospătează credința în Dumnezeu ori de câte ori citesc Marele Închizitor. Sunt trei întrebări capitale ale vieții. Cine ești în relația noastră cu Dumnezeu? De ce ai venit? Al doilea lucru. Și trei, ce voiești să fac? Acestea trei sunt, pe care o să le avem în vedere în ordine. Am prezentat deja... Prima întrebare, cine ești, Doamne, referindu-ne la Pavel Apostol. Dar aceeași întrebare o adresează Marele Închizitor. El nu spune cine ești. El știe cine este Isus, dar vrea să fie sigur că este El. Și atunci întreabă, ești tu? Tu? Întreabă în capitolul acesta. Întrebarea de astăzi ne traversează de la ceea ce tradiția, educația din familie, din biserică, studiul personal, observațiile noastre, concluziile, tot ce am avut noi până acum, ne traversează la ceea ce a vorbit Isus Mântuitorul despre sine. Este de neimaginat să poți construi un răspuns la această întrebare, de ce ai venit, Doamne, dintr-o altă sursă, afară de răspunsul pe care îl dă el personal. De aici putem să fandăm oriunde în altă parte, dar, dar te, fundația, vreau să spun, stânca pe care trebuie construit edificiul acesta, rămâne ce a spus Isus despre sine, ce a spus Isus despre motivul venirii sale aici. Vom învăța și vom subordona cuvintelor lui și spuselor lui pe care le avem înregistrate în Evanghelii. Orice fel de altă înțelegere, și vom traversa de la o înțelegere a noastră personală la una cristică. Vom căuta să înțelegem pe Iisus prin ochii lui Isus. Cam acesta este uh, cadrul de început al prezentării noastre. Cui se adresează întrebarea din titlu? Nu cred că există vreo ființă umană care să nu fi trecut prin aceste întrebări întreaga viață, într-o formă sau alta, nu, nu neapărat. Uh, Identic. Și cum astăzi abordăm una din aceste întrebări absolut generalizate, aș spune că, de fapt, ele stau la temele existențiale, aș numi existențiale, pentru că din ele derivă toate celelalte, din identitatea nu a mea, ci din identitatea lui Dumnezeu, derivă identitatea mea și de aici acțiunea vieții mele și răspunsul meu față de, de diversele lucruri. Cred că acest cuvânt. Se adresează oricărui, oricărei ființe umane care caută să-și înțeleagă rostul, nu numai pe pământul acesta, dar în grandiosul plan uh, al acestei creații în care suntem. Uh, niciodată nu putem să uh, ne oprim din căutarea aceasta și din dorința de a răspunde sau de a împlini. Chemarea vieții noastre, este, ne este practic, este, este sufletul ființei noastre, această chemare. Sunt chemat să fiu și să fac acest lucru. Care a fost conflictul teologic cu privire la misiunea lui Isus? Este, este, este cutremurător. Nici nu știu dacă am mai putea astăzi cu 30.000 de orientări teologice. Dacă am mai putea astăzi să tragem o concluzie în direcția aceasta. De aceea uh, am spus că ne vom îndrepta uh, ad fonte, adică mergem la izvoare, la ceea ce a spus Isus despre sine însuși. Dar, uh, automat și prin efect, vom observa că, între părerea mea sau credința mea cu privire la misiunea lui Isus, și declarația lui Isus cu privire la acest lucru e un strop de diferență, și trebuie să traversezi de aici, acolo, de la mine la el. Și lucrul ăsta se va aplica și individual, dar și denominațional, sau la nivel de religie istorică, sau de poziție teologică. Cum putem noi astăzi avea acces la adevărul lui Isus? Singura cale pe care putem să avem acces este descoperirea lui Dumnezeu către noi. Nu noi descoperitorii, ci noi primitorii descoperirii de sine a lui Dumnezeu. Lucrul acesta este divers, tot așa cum sunt diverse preocupările noastre și cum sunt diverse ființele umane în căutările lor. Dar Dumnezeu se asigură că întâmpină pe fiecare om acolo unde este, că oferă răspunsul căutat, așa după cum ne-a. Spus mântuitorul, căutați și veți găsi. Dar atenție, veți găsi ce căutați. Nu, nu, nu putem să ne depărtăm de acest căutați. Căutați ceva, bineînțeles, și veți găsi acel ceva. Bateți undeva și se va deschide acolo unde bateți. Cereți ceva și vi se va da acel ceva sau acel cineva. Deci, răspunsul lui Dumnezeu descoperirea de Sine a lui Dumnezeu va îmbrăca forme diverse de la, ființă, de la o ființă la o altă ființă. Este un privilegiu pe care am putea cu greu să-l prețuim la justa lui valoare. Aș vrea să nu spun vorbele astea, dar le voi spune. Poate doar atunci când nu-l vom mai avea, îl vom prețui așa de mult. Este un privilegiu pe care Dumnezeu l-a plătit scump, acela de a putea vorbi despre el astăzi împreună în acest format. De aceea vă invit să vă relaxați, să vă așezați. Suntem în prezența lui Dumnezeu pe care l-am chemat prin rugăciune și care ne numește pe noi frați. Scriptura spune în Evrei, capitolul 2, versetul 11. Cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți sunt dintr-unul. De aceea, lui nu este rușine să-i numească frați. Poate că tu și cu mine încă nu numim pe Iisus frate al nostru. Poate cineva ar considera aceasta ca un fel de obrăsnicie. Dar cuvântul acesta nu vine de la noi, ci vine de la El. Iisus ne privește ca pe frați ai Lui și noi suntem chemați să-L privim pe El ca pe fratele nostru mai mare. Și în atmosfera aceasta dumnezeiască de o bunătate și o frumusețe, inegalabilă, suntem noi chemați astăzi să ne așezăm liniștiți, să deschidem sufletul înaintea lui Dumnezeu și să-i ascultăm cuvântul. Am prezentat și continui să prezint acest buchet de trei pași esențiali pe care cineva îi ia în cunoașterea lui Dumnezeu. Cea din, cel din este întrebarea cine ești, Doamne? și aici l-am invitat pe Saul din Tars să se adreseze. A doua întrebare este de ce ai venit aici sau ce lucrare ai făcut, care este rostul tău aici? Și aici îl vom invita pe Marele Inchizitor să întrebe. El a întrebat cu un alt sens, el a zis de ce ai venit să ne tulburi? De ce ai venit iarăși? De ce ai venit iarăși să ne tulburi? E capitolul Marele Inchizitor din Frații Caramazov. Și al treilea pas este întrebarea, ne întoarcem la Saul din Tars, care întreabă, după ce a primit răspuns la întrebarea lui, cine ești, Doamne? El întreabă, bine, acum ce voiești să fac? Nu ne-ar ajuta chiar cu nimic să întrebăm cine ești, Doamne? Nu ne-ar ajuta cu nimic ca Isus să ne spună de ce am venit aici? Dacă nu ar urma această întrebare, ce voiești să fac, Ce, ce impact, ce, ce schimbare, ce, ce dorești să produci în viața și ființa mea? Răspunzând întrebării cine ești, Doamne, și întrebării de ce ai venit. La această întrebare ne vom adresa ca și în celelalte împrejurări și ca în următoarele, câte ne va îngădui Bunul Dumnezeu, cele mai înalte dintre autorități. Am mărturisit în întâlnirea noastră precedentă că în timp ce Isus a fost inițial validat cu profeții, a sfârșit prin a valida el pe profeți datorită faptului că El a fost validat înaintea lui Dumnezeu, ca fiind Fiul lui Dumnezeu, nu prin mărturia profeților, ci prin învierea din morți, și printr-o printr viață de neprihănire și sfințenie ca aceea pe care a trăit-o El. Și acum, în lumina Lui, validăm pe prorocul Isaia sau Eremia sau toți ceilalți. Acești oameni ai lui Dumnezeu care au vorbit sub insuflarea Duhului Sfânt despre Cel ce avea să vină, adică despre însuși Domnul Isus Hristos. La fel cu privire la misiunea Domnului Isus Hristos, Nu vom merge nici la oameni să întrebăm lucrul acesta și nici la biserică. Se întâmplă că orice poziție teologică ar lua o biserică și oricât de curată și sfântă ar fi ea, în timp ea experimentează un proces de depunere. Se depun tot felul de straturi de tradiții de înțelegeri omenești Așa cum ați observat că s-a întâmplat cu sabatul. 600 și ceva de alte reguli au fost așezate asupra cuvântului simplu al lui Dumnezeu, o, odihnește sufletul. Aceasta era porunca sabatului, o, odihnește sufletul. Au apărut 600 și ceva de uh, porunci omenești așezate, depuse, pe, aluviunile acestea umane, Mântuitorul nostru a venit în lumea noastră să dea la o parte toate aceste lucruri și să ne ducă la izvoare, spunând, ne la început nu a fost așa. Deci, cu, ce, cu privire la întrebarea de ce ai venit aici, sau care este scopul lucrării tale? De ce a venit Isus aici? De ce a trăit viața pe care a trăit-o și de ce și-a dat această viață? A dăruit această viață în felul în care a dăruit El viața aceasta. Nu, nu putem să mergem nici la oameni, nu putem să mergem nici la biserică, nu ne putem rezema pe simpla putere de înțelegere a minții noastre. Nu ajunge. Toate acestea sunt. Contribuie, au, sunt actor, joacă o parte în această piesă, dar adevărul original și întreg, în plinătatea puterii lui, răspunsul la întrebarea: De ce ai venit aici, nu-l poate da decât Isus personal. Am, am, am avut o discuție cu un prieten într-o zi și am înțeles, de acolo am înțeles valoarea. Adresării noastre. Depinde pe cine întrebi, depinde de unde iei răspunsul sau evidențele de care ai nevoie. Și prietenul acesta mi-a spus că Isus, în timpul cât în aceste trei zile până a viat, a fost în iad, a ridicat pe unia și așa mai departe. Mi-a povăzit o istorie extraordinară, mi-am adus aminte de vremea când cântam prohodul la biserică și spuneam cum fost Isus în Iad și așa mai departe. Acum însă, când eram un copil, gândeam ca un copil, dar am găsit în Scriptură o altă cale. Acum nu mai gândesc copilărește, spune Pavel, gândesc diferit. Noi avem gândul lui Hristos, spune el. Și atunci eu am spus acestui prieten al meu, Zic că este o prezentare fascinantă ce spui tu despre incursiunea lui Isus în iad și toată construcția aceasta pe care ai prezentat-o. Dar ai fi dispus să-l întrebăm pe Isus personal ce s-a întâmplat. Și zic, crezi că există o altă autoritate care ar putea să ne dea un răspuns de mai mare valoare și de mai mare putere decât el însuși, vorbind despre el însuși. Nu, 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 a spus el, dar nu, el nu spune nicăieri ce a făcut în aceste trei zile. Și zic, spune. Și am mers împreună în cartea Apocalipsei, în capitolul 1, și am întrebat, Doamne Iisuse, ce s-a întâmplat, ce ai făcut? Și cartea Apocalipsei, capitolul 1, spune, am fost mort. Acesta este răspunsul. Mort în contextul nostru, și cu acest cuvânt o să ne întâlnim pe traseu, mort ne însemnând deces, ci însemnând Tatăl, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Cel care crede în mine, a spus Iisus, nu va muri niciodată. El își încredințează Duhul lui Dumnezeu. Acesta nu-i deces, acesta e transfer. Aceasta înseamnă cu totul și cu totul altceva. Nu, nu vreau să intrăm în această zonă a să explorăm acest concept care ne va aduce o așa eliberare a minții și a sufletului, și doresc din, tot, din toată inima să primim de la Isus răspunsul la întrebarea de ce ai venit aici, ce lucrare ai făcut, ce plan ai avut, ce ai dorit să obții, unde ai vrut să ajungi, unde ai vrut să duci omenirea aceasta. Și să întreb unde și ce înseamnă pentru viața mea înțelegerea misiunii tale pe pământul acesta și misiunii tale în viața mea. Mântuitorul nu este un bibelot de porțelan undeva pe un raft. El este, spune Pavel, nu-mi e rușine de Evanghelie pentru că e o putere care operează în noi și lucrează în noi și care informează și impactează fiecare acțiune a vieții noastre. De aceea sunt atât de fericit că putem să explorăm împreună răspunsul la această întrebare. Ești gata să participi la cel mai însemnat dialog care a avut loc vreodată? Pentru că toate lucrurile vieții noastre gravitează în jurul răspunsului la această întrebare. Doamne Iisuse, de ce ai venit aici? Și mergem împreună în Evanghelia după Ioan și suntem la capitolul 18. Mântuitorul nostru este față în față cu Pilat. Pilat este schiopătă de amândouă picioarele, nu este un vrăjmaș al lui Isus, dar nu este nici unul care și-a predat viața lui Isus de plin. El este între două ape, schioapătă de amândouă picioarele. Este o istorie mai mare, mai lungă în această privință a acestei persoane, Pilat, și intervenția soției lui și așa mai departe, dar vă rog să urmărim împreună cel mai însemnat dialog care a avut loc vreodată, începând de la versetul 36 din capitolul 18. Domnul Iisus Hristos îi se adresează acestui. Potentat acestui roman, care este oțelit în războaie, în vărsări de sânge teribile și care este confruntat cu o altă planetă, cu o altă lume. Pentru prima dată, sufletul lui îi este atât de tulburat datorită importanței acestei întâlniri. Și tu și cu mine putem să avem parte, poate, de ultima întâlnire și ar trebui prețuit lucrul acesta pe măsură. El, el, stă în fața lui Isus, nu are explicație, dar are un, acest simțământ al însemnătății întâlnirii lui cu Isus. Oriunde era Mântuitorul, atmosfera din jurul lui mărturisea despre greutatea, însemnătatea întâlnirii ființei umane cu prezența lui. Și îi răspunde astfel în versetul 36 din capitolul 18 din Ioan: Împărăția mea nu este din lumea aceasta. Stai liniștit cu alte cuvinte. Nu te tulbura, nu suntem în competiție. Noi nu avem același obiectiv. Împărăția mea nu este din lumea aceasta. Eu nu am o țară aici. Eu nu am o bucată de pământ aici, fiul omului nu are unde să-și plece capul. Eu nu am venit să cer ceva de aici, nu am venit să mi se slujească, am venit să slujesc, împărăția mea nu este de aici. E de o altă natură, vroia să-i spună Mântuitorul lui Pilat. Și continuă spunând așa, dacă împărăția mea era lumească sau era de aici sau era ca atas, spre exemplu, slujitorii mei s-ar fi luptat să nu fiu dat în mâinile iudeilor, dar... Împărăția mea nu este de aici. Acesta este semnul, aceasta este evidența. Nu s-a luat niciun fel de măsură de apărare, din potrive când cineva a scos sabia și a încercat să săvârșească să lucrarea lui Dumnezeu cu sabia. Iisus i-a spus: Cine scoate sabia în materie de conștiință sau de credință în Dumnezeu, cine scoate sabia va pieri de sabie. Și sigur că știți împrejurarea aceea. De aceea el îl asigură pe Pilat, fie sufletul liniștit, nu am venit să-ți iau averea, nu am venit să-ți iau puterea. Eu nu sunt o amenințare pentru tine. Nu, eu am venit pentru altceva aici. Eu am venit pentru sufletul tău, am venit pentru fericirea ta, pentru împlinirea, pentru binecuvântarea ta. Eu sunt acela, îi spune Iisus printre rândul lui Pilat, eu sunt acela după care umblă sufletul tău de o viață. Eu sunt acela care îți lipsește ție și orice ai încercat să pui în locul prezenței mele nu ajută cu nimic. Și dacă împărăția mea are din lumea aceasta, atunci ar fi avut loc altceva, dar s-a dovedit că împărăția mea nu este de aici, nu, să, nu, nu vezi, să nu vezi în mine o formă de competiție. Discutam cu un prieten și când soția dumnealui a devenit creștină, mi-a spus că s-a manifestat cumplit de violent, crud, nu se poate ierta nici astăzi, după mulți ani, de felul cum a tratat el pe soția lui când ea a devenit creștină. Și dânsa era acolo și am văzut o lacrimă mică la colțul ochiului și dânsul la fel. Și a spus, ea cum e pastor al Evangheliei și a spus, zice, l-am perceput pe Isus atunci ca un fel de competiție. Cum, soția mea, ce, ce, cine este acesta? Ce se întâmplă? Acesta e lucru pe care îl dispersează Isus în viața lui Pilat și în fiecare viață, în parte. Nu, Isus nu e competiția ta. Nu e competiția fericirii tale, nu este cel care îți distruge bucuria vieții. Este cel care aduce adevărata bucurie în viață, adevărata fericire. Deci, împărăția lui nu este din lumea aceasta. Orice fel de teamă. A avea sufletul tău sau al meu sau al nostru cu privire la Isus, orice fel de teamă am avea este o teamă nejustificată. Se va dovedi în final fără obiect. Nu am avut niciun motiv să mă tem de el. Conducătorii politici s-au temut întotdeauna de Isus, l-au admirat în taină, dar au știut că el este acela care eliberează conștiințele oamenilor și că oamenii nu pot să fie niciodată sclavagizați Atâta timp cât Isus trăiește în viața și ființa lor. E o, altă, e o altă pagină cu care ne vom întâlni pe parcurs. Să rămânem în locul acesta de o așa însemnătate. Atunci spune Pilat, un împărat, tot ești. Da, îi spune Isus, eu sunt împărat. Da, a răspuns Isus, eu sunt împărat. Eu, și acum el își descrie împărăția și arată ce fel de împărat este el. Să urmărim lucrul acesta pentru că el răspunde la întrebarea de ce ai venit aici. Întotdeauna oamenii lui Dumnezeu au fost luminați și au înțeles clar obiectivul lucrărilor pe pământ. Și aceasta i-a mânat și i-a ajutat să înfrunte greutăți și moartea. Mântuitorul nostru nu face excepție. El nu săvârșește o lucrare haotică, nu trăiește la întâmplare, ci el știe clar de ce a venit, ce are de făcut, ce are de împlinit. Și acest lucru este un exemplu pentru noi. Este un fel de drog a trăi viața la întâmplare. Ar trebui să nu găsim niciodată o dihnă în sufletul nostru până nu înțelegem absolut clar de ce am venit în lumea aceasta și care este chemarea vieții mele, Doamne, ce voiești să fac astăzi? Încă Biblia menționează că fiecare zi a noastră este formată din faptele sau întâmplările sau situațiile pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Și când venim în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, noi de fapt nu creiem ziua aceasta, pentru că ea este deja rânduită de Dumnezeu cu toate detaliile ei, chiar cuvintele, chiar clipele, cât e clipe aici, cât e acolo. Noi venim în fața lui Dumnezeu nu să pregătim ziua, ci noi să fim pregătiți pentru faptele care au fost pregătite mai dinainte să umblăm în ele. Probabil că de la început nu vedem lucrul acesta, dar când vom privi din partea cealaltă a tunelului, vom înțelege că nu a fost nimic la întâmplare. Nu există întâmplări. Pânteiculitorul spune: Și perii de pe cap vă sunt numărați, gândurile voastre și simțămintele voastre. Toate acestea sunt o carte deschisă în fața lui Dumnezeu. Și aici o să ascultăm declarația de misiune a lui Isus exprimată în cele mai clare cuvinte posibile. Ne vom da seama de asemenea cât de mult au putut adăuga și depozita oamenii peste simplitatea declarației Domnului nostru Isus Hristos. Atunci un împărat, tot ești. Da, sunt împărat, a spus Isus. Iată în ce constă împărăția mea și iată ce fel de împărat sunt eu. Eu sunt împărat. Eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Aceasta e declarația de, de misiunea lui Isus. Acesta e motivul venirii lui aici. Acesta este răspunsul la întrebarea de ce ai venit am venit să mărturisesc despre adevăr. Marele închizitor tocmai de asta nu avea nevoie. El avea trebuință să continue să mintă masele. Ori venise cineva aici care era ca un standard și imediat se vedea diferența aceasta. E tot ce n-ar fi vrut să se întâmple. Mâine te voi arde pe rug, a spus marele închizitor. Inchizitor, te voi condamna și te voi arde pe rug pe împăratul adevărului ca, ca întunericul să fie total. Dar răspunsul Domnului nostru Isus Hristos trimite unde, trimite reverberații în întreaga creație, în, tot, în întreaga noastră viață și ființă, indiferent în ce împrejurare ne-am aflat. El este adevărul. El nu a spus eu am adevărul, ci eu sunt adevărul. El a întruchipat adevărul acesta prin însăși viața lui. Eu sunt un împărat, a spus el, al împărăției adevărului. Pentru aceasta m-am născut, pentru aceasta am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Când privim în lumina scripturilor și a experienței umanității, ne dăm seama că, de fapt, totul a fost o gravitație controlată sau nu în jurul ideii de adevăr care este adevărul și păcatul așa cum noi îl numim în credință, păcatul, ideea de păcat, a însemnat nu nimic altceva decât distorsionarea adevărului. De fapt, în limba greacă, păcat, cuvântul păcat înseamnă tra... Martin, Înseamnă atrage pe lângă țintă. Deci a devia și în dialogul acesta care surprinde sau exprimă substanța căderii și a păcatului, observați că Dumnezeu este predat așa cum nu este. Acesta asta înseamnă păcat, abatere de la adevărul despre Dumnezeu celelalte lucruri faptul că a luat din pom și a mâncat și consecințele îmbrăcare, dezbrăcare și părăsire și moarte și pământul și toate aceste lucruri sunt urmări ale păcatului, dar păcatul este unul singur și acesta este neadevărul despre Dumnezeu acela este păcatul în măsura în care cineva se face părtaș neadevărului despre Dumnezeu, cade în păcat de acolo, de acolo decur Absolut toate lucrurile acestea. Iisus vine în lumea noastră care era complet lipsită de orice speranță a restaurării acestui adevăr. Acest adevăr nu mai putea fi, după calculele diavolului sau ale marelui închizitor, acest adevăr nu mai putea să fie niciodată restaurat. Era adus într-o așa confuzie, într-o așa situație, încât nu era, și cu adevărat, nu era speranța omenească vreodată ca adevărul să mai poată fi restabilit. Dar vine Domnul Iisus Hristos, care nu prezintă adevărul, care nu are adevărul, ci care întruchipează adevărul și el devine măsura tuturor lucrurilor. Cât de mult nu și-au dorit cei răi și răul lucrul acesta. Eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Adevărul despre Tatăl. Acum ne vom apropia cu cea mai adâncă reverență imaginabilă. Nu există o împrejurare în care simt în sufletul meu o reținere mai adâncă decât atunci când cineva se roagă și nu aș vrea să deranjez, n-aș vrea să ating nimic, n-aș vrea să respir, stau încremenit, pentru că ființa aceasta discută cu Dumnezeu și aștept. Nu pot să intervin vreodată în așa ceva. Acum, noi vom deveni martori ai rugăciunii lui Isus, ai convorbirii lui cu Tatăl. El nu vorbește cu judecători pământești sau cu învățații lumii acestea, vorbește cu Tatăl. Și noi vom asculta ce rolul lui pe pământ și lucrarea lui aici, pe pământul acesta, în dialogul dintre el și Tatăl, el dă raportul. Tatălui. Ascultăm, să ascultăm lucrul acesta. În Ioan, capitolul 17, aici suntem în versetul 4. Eu te-am proslăvit, proslăvit înseamnă te-am făcut cunoscut, te-am așezat în lumină, am aruncat lumină asupra numelui tău așa cum, cum, Pavel folosește foarte frumos ca să lumineze lumina care cade pe chipul lui Isus spre slava lui Dumnezeu. Eu te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea. El nu a avut lucrări de făcut. El a avut o singură lucrare de făcut. Eu și tu, pe pământul acesta, avem o singură lucrare de făcut. O declară Pavel în epistola către Galaten. Dumnezeu vrea să descopere pe fiul lui noi, astfel mărturisind adevărul despre el prin viața și ființa noastră. Asta este tot. Eu te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea. Aceasta a fost singura lucrare. El vorbește cu Tatăl. Noi auzim lucrul ăsta, el, dialogul dintre Isus și Tatăl. Nu, nu, poate exista ceva care să fie întrecut în sfințenie și decât dialogul dintre Isus și Tatăl în rugăciune. Eu te-am proslăbit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Aceasta a fost lucrarea. De aceea a fost trimis în lumea noastră, de aceea m-am născut în lumea aceasta și, practic, cum s-a săvârșit această lucrare de... Proslăvire, de ridicare a numelui lui Dumnezeu. Cum au putut fi date la o parte toate depunerile acestea de neadevăr asupra numelui lui Dumnezeu, care a încărcat frumusețea și bunătatea lui Dumnezeu și cu, cu tot felul de tradiții omânești, de lucruri care sunt contrare adevărului și a făcut din Dumnezeu un monstru, creatorul iadului sau acela care urăște ființa umană, a intrat. Deva în conștiința omenirii, că Dumnezeu este un motiv de spaimă pentru ființa umană. Vă rog să urmărim mai departe cum s-a îndeplinit această lucrare. Iată, în versetul 6. Am făcut cunoscut numele tău oamenilor pe care mi-ai dat din lume. Astfel s-a săvârșit. Cum ai proslăvit pe Dumnezeu pe Pământ? Am făcut cunoscut numele tău. Dar el n-a umblat pe străzi, spunând, vreau să vă spun cine este Dumnezeu, ci viața pe care a trăit-o el a fost de așa natură, încât el a spus, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Deci el a trăit acest fel de viață prin care Dumnezeu însuși s-a manifestat și a spus, eu și Tatăl una suntem. Dar a venit Filip care nu a înțeles rostul venirii lui Isus pe pământul acesta, cum nu l-a înțeles națiunea lui Israel și cum nu-l înțelegem nici noi astăzi, decât în parte și mulțumim lui Dumnezeu pentru ocaziile pe care le avem să putem lucra la acest în parte. Și Filip spune lui Isus la un moment dat, Doamne, arată-ne și nouă pe Tatăl. Păi da, eu de ce am venit aici? El nu înțelesese misiunea și lucrarea lui Isus. Și știți de ce nu a înțeles? Pentru că el a fost la biserică de mic. Dacă nu mergea la biserică, ar fi înțeles. Adică un păgând din deșert, unuia din deșert, i-a fost foarte ușor să înțeleagă imediat lucrul acesta. Lui Filip ucenicul, nu este ușor. Pentru că el de mic a mers la sinagogă și lui s-a spus că atunci când vine Mesia o să fie așa, o să se întâmple pe dincolo, o să stea pe strașina templului, o să cucerească popoarele, o să facă lucrul ăsta. Și așa. El a trăit, a crescut cu acest lucru în minte și nu înțelege și nu vede în misiunea lui Isus declarația simplă. Eu am venit să spun adevărul despre Dumnezeu. Eu am venit să nimicesc lucrările diavolului. Care sunt lucrările diavolului? Păi este neadevărul despre Dumnezeu pe care l-a spus părinților noștri acolo când el a zis, nu, no, nu, no, nu no, Dumnezeu are un alt plan. Uh, nu acesta este planul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este acesta despre care, pe care cred, vă spun eu. El știe altceva, el face altceva. În momentul acela s-a comis păcatul. Deviația de la adevărul despre Dumnezeu. Și Filip, neînțelegând misiunea Domnului Isus Hristos, îi spune, arată-ne pe Tatăl. Și Mântuitorul spune, de atâta vreme sunt cu voi și nu ai înțeles că tocmai asta fac. Tocmai acest lucru se întâmplă sub ochii tăi. Tu zici, arată-ne pe Tatăl. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Iată răspunsul la întrebarea, Doamne, pentru ce ai venit aici? Care este lucrarea pe care o săvârșești tu. Și în tot ce s-a întâmplat în viața Domnului nostru Isus Hristos, găsim acest adevăr etern. Tată, am vorbit oamenilor despre tine. Vindecarea orbului acestuia, hrănirea acestor oameni, răbdarea, bunătatea, iertarea pe care a săvârșit-o mântuitorul, toate acestea au vorbit despre Dumnezeu. Cum a putut el să supraviețuiască predici aceleia despre fiul risipitor? E greu de înțeles. O societate ca aceea căreia el i-a predat pilda fiului risipitor era gata să ucidă un învățător ca acesta pe loc. Pentru că imaginea lor despre Dumnezeu niciodată nu s-ar fi suprapus sau nu s-ar fi potrivit cu ceea ce a vorbit el despre tatăl fiul risipitor. Erau lucruri care au torsionat pur și simplu istoria. Și întrebarea lui Filip arată ne pe tatăl primește acest total răspuns. Cine m-a văzut pe mine a văzut pe tatăl. Și acesta e rostul credinței noastre, a venirii noastre la biserică, a cântărilor, imnurilor, a predicii pe care o ascultăm noi, a scripturilor, a tot ceea ce se întâmplă. Noi ca ființe trăim o credință întemeiată pe Hristos, cristocentrică îi spune. El este stânca veacurilor. Dar Isus era teocentric. El a venit aici ca reprezentant al Tatălui. El a venit aici ca prin ființa lui să ne învețe pe noi adevărul despre Dumnezeu. Am făcut cunoscut numele tău oamenilor pe care mi-ai dat din lume. Ați observat că Moise a cerut lui Dumnezeu să-i arate slava lui. Și nu știu la ce s-a așteptat, dar probabil la vreun fenomen cosmic. În loc de acesta. Bunul nostru, Tată, i-a spus: Voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea mea, toată bunătatea mea și voi rosti numele Domnului. Și a spus: Domnul Dumnezeu este milostiv, de lung răbdător, bogat în bunătate, a rostit numele Domnului. Aceasta e lucrarea pe care a făcut-o Mântuitorul nostru și o face El astăzi, în mijlocul nostru, în inimile noastre și în viața noastră. Aș vrea să ne oprim doar la un singur aspect deocamdată. Dar pe traseu, noi o să mai întâlnim altele, și anume cu privire la uh, lucrarea lui, Doamne, ce ai venit să faci uh, la aceste aluviuni, depozitări pe, pe uh, care s-au care așezat în trecerea istoriei, uh, aceste încărcări teribile. Cu masive tradiții și învățături omenești cu privire la uh, viață, la moarte, la împărăția lui Dumnezeu. Uh, adevărul în sine este așa de curat, așa de frumos, așa de bun și așa de simplu, încât un copil poate să-l înțeleagă bine. Împărăția cerurilor este a unui copil așa. asta înseamnă că trebuie să fie ceva foarte clar de înțeles. Și dacă nu este înțeles de un copil, nu este împărăția cerurilor. Înseamnă că undeva cineva a complicat mult această situație. Să vorbim despre uh, relația despre lucrarea lui Isus ca mijlocitor. Lucrarea aceasta nu are un alt obiectiv decât a ne descoperi nou adevărul despre Tatăl. Și mergem aici în Evanghelie după Ioan, la capitolul 16, versetul 26. În ziua aceea veți cere în numele meu, vă veți ruga, veți aduce în rugăciunea voastră, veți cere în numele meu. Și vă rog, atenție, acestea sunt cuvintele lui. Suntem ad fontem, suntem, suntem la izvoare. Și prin harul lui Dumnezeu vom traversa de la ce am înțeles și am crezut noi despre Dumnezeu la ceea ce ne-a spus Isus despre Dumnezeu. Este așa de traumatizantă această experiență pentru că ea trebuie să lase în urmă ani de trudă, trebuie să lase în urmă munți de tradiții, de credințe, de păreri, de diverse curente. Uh, uitând ce este în urma mea, spune uh, Pavel, și când spune de lucrul acesta, se referă, în primul rând, uitând ce este în urma mea, la ceea ce am înțeles eu despre Dumnezeu. A trebuit să las în urma mea pentru că ceea ce am văzut la Isus cu privire la Tatăl, n-am învățat la sinagogă. La sinagogă ne-am învățat altceva. Ceea ce am văzut în Iisus cu privire la Mesia, n-am învățat la sinagog, la sinagogă ne-a spus cu totul altceva și din motivul acesta omul um nostru ajunsese persecutor. Nu vă, în versetul 26 spune în ziua aceea veți cere numele meu și nu vă zic că voi ruga pe Tatăl, roagă-L tu pe Tatăl pentru noi. Vorbește cu Sfinții să se roage pentru noi, vorbește cu Fecioara să se roage pentru noi cu... Mama lui Sus, cineva să roage pe Dumnezeu. Eu nu pot să vin că eu sunt mai păcătos, dar vin tu, pentru că tu ai trecere, altfel de trecere înaintea lui și roagă-l, tu, roagă-te pentru mine și spune-i tu treaba aceasta care este acolo. Atenție atenție la cuvintele lui Sus, vă rog, toate aluviunile acestea trebuie să date la parte. Trebuie să traversăm, trebuie să trecem de la ce am crezut despre Dumnezeu la ceea ce ne spune Isus. Știu că nu este ușor și știu că este un chin sufletesc de neimaginat când trebuie să lăsăm în urmă părerea și convingerea noastră de o viață, poate pe care am predicat-o și pe care am învățat pe alții așa și să ne pomenim acum în fața unei lumi atât de diferite. Nu vă zic că voi ruga pe Tatăl pentru voi. Nu, nu e vorba de nicio rugăciune a lui Isus către Tatăl pentru noi. Roagă-te tu, Doamne Iisuse, pentru mine, Tatăl, convinge tu pe Tatăl. Și nu este nevoie niciodată să stea Iisus între mine și Tatăl, mijlocitor nu înseamnă această intermediere ca Isus să stea între mine și Tatăl, să nu cadă mânia Tatălui peste mine. Nu, nu este aceasta. Pentru că Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Dumnezeu împăca lumea cu sine. Nu Dumnezeu trebuia împăcat să nu uh, sufere lumea sa. Să nu... Ascultați cuvintele lui mai departe. Sunt cuvinte fiorătoare dar cu un fior bun, pozitiv. Și el spune așa, nu vă zic că voi ruga, nu e nevoie de nicio rugăciune la tatăl. Tatăl nu trebuie rugat, tatăl nu trebuie convins, nu trebuie determinat, nu trebuie să-i schimbăm părerea tatălui, nu trebuie să-i schimbăm planurile, nu e nevoie de așa ceva. Nu vă spun că voi ruga pe tatăl, pentru că, și versetul 27, tatăl însuși vă iubește. Asta e tot. De aceea nu e nevoie de rugăciunea de convingere din partea lui Isus. Acesta e adevărul despre Tatăl. De ce ni s-a spus altfel? De ce ne-a fost predat Dumnezeu într-o altă lumină? Rămâne de judecat de către Însuși Dumnezeu. Dar lucrul acesta nu a fost făcut fără o intenție rea. Nu are sens să discutăm despre intenția șarpelui care a spus despre Dumnezeu altceva a spus despre el ceea ce el nu era și a spus că el face ceea ce nu făcea. Nu are sens să discutăm despre intenția șarpelui. Dar putem să vedem aceeași intenție în faptul că asupra adevărului despre Dumnezeu au fost îngrămădite uh, uriașe volume de neadevăr despre Tatăl. Nu este adevărat că Isus îl convinge pe Dumnezeu. El convinge sufletul nostru. El preia, aceasta înseamnă mijlocire în lumina cuvintelor pe care mi le-a spus el. Le-am vestit oamenilor numele tău, așa am câștigat la Dumnezeu. Bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Aceasta a făcut Isus. A descoperit la orice pas bunătatea lui Dumnezeu. Acesta este adevărul adevărat, predat de cel care am întruchipat adevărul, nu de cel care a spus că am adevărul. Această pretenție o întâlnim așa de frecvent și este atât de nesusținută de dovezi. Avem, eu am adevărul. Nu. Unul singur poate să spună că eu sunt adevărul și acesta este Isus. Tatăl însuși vă iubește. Nu e nevoie să fie rugat, nu este nevoie să fie convins. Faptul că Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu Sine este o răsturnare a ideii că. Prin jertfa lui Isus, Tatăl a fost satisfăcut și împăcat cu lumea. Niciodată nu există în scripturi sau în cuvintele lui Isus ideea că Dumnezeu ar fi fost împăcat cu noi. Acesta nu e adevărul despre Dumnezeu acesta, ci ne spune că noi suntem aceia care am fost împăcați cu Dumnezeu. Dumnezeu era în Hristos, El însuși, Dumnezeu nu a cerut prețul vieții lui Isus, nu a cerut acest preț de sânge din partea Lui. Dumnezeu a plătit acest preț ca să poată să câștige Sufletul meu și al Tău. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât nu a cerut ceva, ci a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine îl crede pe El în ceea ce El mărturisește despre Tatăl să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Acum că suntem în fața acestei treceri, acestei traversări, Acum că suntem în fața unei bifurcații între ceea ce am crezut noi despre Dumnezeu și pe parcurs o să întâlnim multe alte aspecte, că așa a spus Mântuitorul, am multe de osândit, adică de condamnat în ceea ce credeți voi despre Dumnezeu. Deci nimeni, nimeni nu cunoaște pe Tatăl afară de Fiul. Nu, nu-l cunoaște nici seminarul, nici biserica, nici tradiția, nici teologia noastră. Nimeni nu cunoaște pe Tatăl afară de Fiul. De aceea, toată teologia, toată tradiția, tot ce se întâmplă la biserică, trebuie să derive din ceea ce Isus a mărturisit despre Tatăl, Ace acesta, aceasta înseamnă umblarea cu Dumnezeu. Acesta e rostul venirii Domnului nostru Isus Hristos pe acest pământ. Altfel spune Pavel Apostolul: Dacă nu primim cuvintele lui Isus despre Tatăl, degeaba am crezut în El. Îl auzim, dar nu-l ascultăm. Îl înțelegem, dar nu-l urmăm. Nu va fi ușor pentru nimeni și vreau să spun că numai Dumnezeu poate să mărturisească despre Dumnezeu. Nu există un înger sau un om sau cineva. Numai Dumnezeu poate să mărturisească despre Dumnezeu. Și lucrarea aceasta poartă semnătura lui descoperirea vieții lui Dumnezeu în viața Domnului nostru Isus Hristos. Noi am văzut slava lui Întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Aceasta a fost uh, lucrarea Domnului pe Pământ, este și va rămâne pentru totdeauna. El va continua să descoperă vastei creații a lui Dumnezeu frumusețea și adevărul despre Tatăl. Niciodată izvorul acesta nu va seca. Și dacă vreodată am avut un privilegiu pe Pământul acesta, acesta a fost cel mai înalt. Viața veșnică nu este un loc și nu este un timp, ci viața veșnică este să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat sau să cunoască adevărul despre Dumnezeu, nu doar numele, adevărul despre Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Isus pe care l-ai trimis tu. Acesta este cel mai înalt privilegiu nu poate nimeni să primească acest adevăr dacă nu este împuternicit de Dumnezeu. Fiindcă Dumnezeu, împreună cu adevărul lui, revarță și puterea de a crede, de a primi acest adevăr și puterea de a fi transformați de adevărul acesta. Adevărul acesta presupune și impune un răspuns din viața mea care înseamnă o trecere, o Traversare de la moarte la viață. Cine mă crede, a spus Mântuitorul nostru, în ce am mărturisit eu despre Tatăl, cine mă crede, nu va muri niciodată, cine mă crede în ce am spus eu despre Tatăl, nu va veni la judecată și cine mă crede în ceea ce am spus eu despre Tatăl, omul acela a trecut din moarte la viață. Nimeni n-ar putea să aducă ceva mai înalt, mai binecuvântat, mai frumos sufletului nostru decât această veste bună, Evanghelia, vestea bună despre bunătatea lui Dumnezeu, Evanghelia cea veșnică. Despre ea vom continua să vorbim în întâlnirea noastră viitoare, când împreună vom explora întrebarea ce voiești să fac? Și vom primi răspunsul nu de la familie, nu de la biserică, nici de la vecini, ci de la Domnul. El ne va spune nou. Să ne încredințăm Lui în rugăciune. Tată, îți mulțumim și ne închinăm înaintea Ta pentru descoperirea adevărului despre Dumnezeu. Suntem copleșiți și zdrobiți în sufletele noastre de frumusețea și bunătatea Domnului Dumnezeului nostru, așa cum le-am văzut în Domnul nostru Isus Hristos. Ne închinăm Ție, Doamne, și Te rugăm din suflet ca această viață veșnică, atingerea noastră cu adevărul despre Dumnezeu, să ia loc în ființa noastră, în casele noastre, în biserici pretutindeni și în lumea în care trăim, pentru care Te-am rugat și ne închinăm în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin.